sperând că și această COVID încet, încet trebuie să dispară. Ce pentru că pandemie, despre tot ce domne, eu cred foarte mult în vaccinul ăla rusesc. Pe care Iohannis a refuzat. Cine a refuzat? Klaus Iohannis a spus că nu colaborăm cu vaccinul pe care îl vor produce rușii. Și că nu vom importa așa ceva. Domnule, eu știți cum... Eu nu sunt membru al niciunui partid aici, de 30 de ani nimeni nu crede, asta e realitatea. Și nici nu împart acest lucru că sunt ruși, americani sau chinezi. Dacă au lucrat la acest vaccin ce există, eu aș vrea să văd pe ăla care i-a murit tata și maică sa în spital și nu el îl ia. Adică suntem oameni serioși sau vorbim numai prăpăstii? Iar sunt sigur că o țară, o putere, o națiune ca Rusia nu vine pe piață cu un vaccin din ăsta. Acum depinde și cu ce vine pe piață. Vaccinul ăsta costă 2 lei sau costă 2000 de lei? Testul la noi în țară costă 90 de euro și în Germania 27 de euro. De ce costă atât de mult? Care este foarte... Nu știu, nu mă pricep, nu e treaba mea, nu... Asta, eu, fundația, familia mea, cât a putut, anul ăsta am ajutat din nou cât s-a putut, am tăcut din gură și acum atac, nu îmi fac un merit din treaba asta, dar trebuie din astea se întâmplă și trebuie oarecum fiecare să pună umărul. Venind înapoi... treaba cu rușii, după părerea mea, o să accelereze și treaba cu China și Statele Unite. De concurență. Pentru că e o treabă morală și socială treaba asta, nu o să mai fie numai comercială sau politică. Iar în momentul în care ai trei variante, nu ești obligat să o iei pe una singură. Dar nu cred că rușii o să pună proțap. Însă, bineînțeles că și ăsta nu se fabrică numai peste noapte și nu o să blestem eu pe ruși că o să vrea să dea națiunilor ei primele vaccinuri. Da.